Educația este unul dintre elementele care stau la baza unei țări civilizate. România însă se confruntă cu o rată tot mai mare a abandonului școlar. Potrivit UNICEF, la nivel național, aproape 100.000 de copii au renunțat să mai meargă la școală. Nu au bani de transport sau, mai rău, părinții îi trimit la muncă sau la cerșit. Cei mai mulți provin din mediul rural, din familii sărace, care nu înțeleg importanța educației. Ceilalți elevi nu abandonează școala, însă au rezultate tot mai slabe. Inspectoratul Școlar Județean Galați a organizat simulări ale testelor naționale pentru a afla cât de bine sunt pregătiți copiii. Notele sunt mici și mai e de muncă pentru ca elevii să ia examenele. În principal, aici este vorba și de pregătirea copiilor și de resursa umană pe care o avem acolo, pentru că dacă la școlile astea din mediul rural se schimbă profesorul de matematică de la an la an, bineînțeles că și pregătirea lor nu mai poate să fie una de calitate. Acum profesorii nu mai sunt atât de dornici să meargă în zone izolate, mai ales Bălăbănești este foarte departe. O navetă până la Bălăbănești este imposibilă din Galați. Și atunci schimbarea frecventă a cadrelor didactice duce până la urmă la un anumit insucces școlar. Ar fi unul dintre motive. Și la Oancea iarăși este destul de greu de ajuns. Sărăcia și ignoranța părinților merg mână în mână cu dezinteresul și nepregătirea unor dascăli, dar și cu lipsa de dotări în școli. Și se vede și în rezultate. Deci până la urmă sunt legate una de cealaltă. Se mai poate face ceva? Păi, la școlile cu 0%. Din cauza asta s-a și dat această simulare, pentru că școlile să mai... Intervalul care mai bine, a rămas mai... Nu putem avea pretenția copiii care n-au studiat 3 ani de zile, 3 ani jumate, acum vor deveni doctori. Nu, în niciun caz. Dar se mai pot pune la punct lucrurile de bază, pentru că o bună parte din subiectul de evaluare națională va fi format din noțiuni de bază, nu ceva care să necesite neapărat o logică nemaipomenită sau conexarea unor noțiuni, ci pur și simplu un calcul sau aplicarea unei formule sau lucruri de bază. Deci măcar astea pot fi repetate, recapitulate puțin mai mult în perioada care urmează. Dacă profesorii... Cu profesorii de la clasă. Așa că nu e de mirare că rezultatele elevilor sunt din ce în ce mai mici și că România se află printre primele țări din Uniunea Europeană în ceea ce privește abandonul școlar cu un procent de 17,4%.